Bună ziua, oameni buni! Astăzi vorbesc despre funcționalitatea planetelor. Sau mai bine zis, eficiența planetelor. Cum funcționează ele în harta natală, în orice fel de hartă. Această eficiență este dată de următoarele condiționări. Pentru a funcționa, a fi eficient, într-o manieră benefică pentru nativ, sau pentru perioada de tranzit, avem următoarele caracteristici necesare. Aceste planete să fie plasate în case unghiulare sau succedante, pentru care au o influență puternică. Acele planete funcționează foarte bine. Ce înseamnă case unghiulare? Casele 1, 4, 7, 10, din care casa 10 e cea mai puternică. Case succedante sunt casele 2, 11, 8 și 5. Cea mai favorabilă este casa 11. Apoi, planetele să fie aspectate de benefice, adică de Venus și de Jupiter. Planetele să fie în domiciliu. Aduc acea hartă, competență și control, capacitate de a materializa, de a realiza, de a face chestii. Planetele în exaltare, care dau încredere și excelență. Să nu avem planete în combuste, adică arse de soare. Atunci avem acea planetă este independentă și e vizibilă, își poate manifesta propria natură. În orice altă demnitate, poate da apartenență și capacitatea de a lucra cu resursele proprii. În orice altă demnitate care nu presupune detriment și cădere. În mișcare directă. Când o planetă este în mișcare directă, în majoritatea timpului, planetei capacitatea de a înainta și de a acționa eficient și corect. Pe când funcționalitatea mai puțin eficientă sau chiar modestă se întâmplă atunci când planetele sunt, de exemplu, plasate în case cadente. Aduce o oarece slăbiciune și o putere mult mai mică de manifestare. Casele cadente sunt 3, 6, 9 și 12, între care cea mai eficientă din acestea ar fi casa a noua. Când sunt mai puțin eficiente, când planetele sunt aspectate de malefice. Și mă refer la maleficele tradiționale, adică Marte și Saturn. Când planetele sunt în exil sau în detriment, oarecum se pierde controlul în a realiza ceva important și apar diverse obstacole. Când planetele sunt în cădere, în situații când pur și simplu sunt blocaje și chiar pierderi. Când planeta este combustă, adică arsă de soare, are lipsă de control și greutăți la realizarea obiectivelor. Nu este vizibilă, e pur și simplu copleșită de razele soarelui, cum se spune. Peregrin. Peregrin înseamnă nevoia de a depinde de ceva sau de cineva și nevoia de resurse externe sau ajutorul celorlalți. Când planetele sunt în mișcare retrograde, ne trimite la școală iar să repetăm, să reanalizăm, să restructurăm, să reparăm și avem senzația că ne învârtim într-un cerc vicios. Aspectele între planete în astrologia elenistică se realizează de la semn la semn. Odată intrată o planetă într-un anumit semn zodiacal, se consideră că face aspect cu altă planetă. De exemplu, Soarele în Pești cu Venus în Rac. Face un aspect de trigon. E adevărat că trigonul este și mai puternic, se manifestă mult mai puternic atunci când sunt aceleași grade. Soare în Pești 15 grade, Venus în Rac 15 grade. Aspectele exacte sunt doar faza de maxim a unui aspect, dar efectele sunt de mult în acțiune. Altfel spus, nu așteptăm ca planetele să facă acele aspecte cu un orb cât mai strâns pentru a se simți efectele acestora. Domiciliul reprezintă una din cele cinci demnități ale planetelor.
De exemplu, Venus își are domiciliul în zodia Taurului și a Balanței. Detriment sau exil este demnitatea reprezentată de semnul opus domiciliului unei planete, de exemplu, Marte este în detriment în zodia Taurului. În principiu, există 5 categorii de demnități: domiciliu, exaltarea, triplicitatea, termenul și decanul. Iar o planetă combustă se află între 1 și 7,5 grade distanță de Soare. Planeta peregrină nu are nicio zodie care o să o stăpânească, adică nu este plasată în semnele care o stăpânesc, nici pe cele în care ar fi exaltată, nici în triplicitate sau termen sau decan. Sau... Cuvântul peregrin provine dintr-un termen latin care înseamnă străin, adică dincolo de propriul pământ. Astfel de planete este văzută ca având puțină influență sau control asupra mediului. Puteți vedea tabelul lui Ptolemeu cu demnitățile esențiale. Avem așa, semnul, planeta care stăpânește semnul zodiacal, de exemplu, Berbec este stăpânit de Marte. Exaltarea, triplicitatea, diurnă și nocturnă. Asta ține de hartă diurnă și hartă nocturnă. Aveți un video despre acest subiect. Îl vedeți în linkul acestui vlog. Termenele planetelor, fețele planetelor, detrimentul și căderea. Cam asta este despre funcționalitatea sau eficiența planetelor pe scurt. Aveți grijă de voi. Pa, pa!